la fiecare contoar pasant, dar serviciile către populație le fac la un anumit cost, au către populația comunei. Total de 17 consilieri locali, indiferent de culoarea politică. Când vorbim de administrație... Dumneavoastră, prezenți aici în sală și mai așteptăm și pe ceilalți, așa cum prevede legislația, sunteți prezenți la dezbaterea publică a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018. Atunci când am structurat bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2018, nu am prins ca și prioritate ceea ce dumneavoastră, locuitorii, însemnalați pentru a fi în condiții civilizate. Când spunem buget de venituri și cheltuieli, nu ne referim doar la bugetul pentru investiții, nu ne referim doar la bugetul pentru ce ne interesează pe direcția școală, pe direcția sănătate, pe direcția sport, pentru toate. Avem în același timp bugete care vin alături și vor fi dezbătute în această seară pentru serviciul de salubrizare al comunei Cumpăna, serviciul de salubrizare care are personalitate juridică cu capital 100% al Consiliului Local, deci sunt banii noștri, ai tuturor locuitorilor comunei Cumpăna, dar ne referim și la bugetul Clubului Sportiv Victoria Cumpăna, care are personalitate juridică din martie 2017 și o să aflați mai multe lucruri la vremea respectivă. Dar mai avem sume defalcate, există o cotă defalcată din impozitul pe venit, care este de 6.813.000 de lei, în procent de 13%. Suma cea mai importantă care constituie bugetul de venituri și cheltuieli al comunei Cumpăna sunt sumele care provin de la bugetul de stat în sumă totală de 28.143.000 de lei și acestea sunt în procent de 53,69%. Însă, mi se alătură sumele alocate de Uniunea Europeană, sume alocate de Uniunea Europeană intrate până la această dată în bugetul local al comunei Cumpăna, pentru că numai așa constituie sursă de venituri, nu celelalte sume care sunt alocate pentru investițiile pentru care în luna decembrie am semnat la București contractele de finanțare. Aproximativ numai 15% provin din impozitele și taxe, deci din sursele proprii ale comunei. Restul, ele sunt surse atrase pe care doamna primar reușește să le atragă an de an. Și în același timp aș vrea să vă precizez că la nivelul Comisiei de Buget Finanțe, cât și în Consiliul Local, bugetul nu trece așa ușor cum poate și închipuie unul. El este analizat pe fiecare capitol în parte, se acordă prioritate la necesitățile imediate și cu prioritate către investiții, așa cum a fost prezentat către doamna primar, programul lucrărilor și achizițiilor publice pentru anul 2018. Resursele bugetului pentru anul 2018, deși sunt în procent de 12 milioane de euro aproape, crescut bugetul 2018 cu 16,34 față de 2017, sunt insuficiente pentru toate nevoile pe care le are Comuna Cumpăna. Pentru câte proiecte are de realizat Comuna Cumpăna? Noi am prioritizat proiectele pentru care deja avem contracte de finanțare semnate, proiecte care le avem în curs de execuție, deci din acest buget de 11 milioane, 69% de euro, 12 milioane de euro, 69% pleacă spre investiții. Aceasta este ținta pe care își o propune Primăria și Consiliul Local Cumpăna. Aceasta este, dacă vreți, obiectivul prioritar, investițiile. Concret, primarul Maiana Gujul, după cei 17 ani de administrație publică locală, împreună cu echipa, funcționarul public din primărie, împreună cu consilierii locali, cei 17 consilieri locali, eu mi-am propus nu să fiu primar doar pentru a semna documentele, actele administrative ce se eliberează de o primărie, ci să dezvolt localitatea cu investiții.
deci marcă, produs tradițional dobrogean pentru Comuna Cumpăna prin cadrul acestor asociații, pentru că numai așa se poate face această atestare, dacă vreți dumneavoastră, care ea trebuie să îndeplinească parametrii pentru produsul tradițional dobrogean și este firesc să pornim de la constituirea asociațiilor. Asociația de gospodine este un model pe care l-am văzut în județul Harghita și care au asemenea produse din ținutul tradițional secuiesc de data aceasta, da? Dar noi suntem în România, sunt bineînțeles tot românești, ori noi dobrogenii, de ce nu? Deci deocamdată, cu pași mici, Comuna Cumpăna, după care, în parteneriat cu județul Tulcea, Consiliul Județean Constanța, Consiliul Județean Tulcea, direcțiile agricole din cele două județe, să pornim și să realizăm acest lucru la nivel dobrogean.